Aprobarea de către Comisia Europeană a investiției de 751 de milioane de euro pentru îmbunătățirea căilor ferate din centrul și vestul României a adus mulțumiri printre reprezentanții politicii regionale, declarând la rândul lor că această investiție este un bun exemplu de fonduri regionale ale Uniunii Europene care lucrează pentru cetățeni, transformând în același timp regiuni în locuri mai bune pentru a face afaceri. Investiția s-a realizat prin programele de transport cofinanțate de Uniunea Europeană. Totodată, prin aprobarea acestei investiții, reprezentanții așteaptă ca acest proiect să fie terminat până la finalul anului 2015. De remarcat este faptul că acest program a adus cu sine 600 de locuri de muncă și face parte dintr-o axă prioritară mai largă a transportului transeuropean, al cărui scop este de a îmbunătăți conexiunile de transport în Europa. Lucrările se efectuează pe un tronson de 89,5 km de cale ferată dublă între orașele Sighișoara și Coslariu pentru a asigura o viteză maximă de 160 km pe oră pentru trenurile de pasageri și 120 km pe oră pentru trenurile de marfă, în concordanță cu standardele moderne de infrastructură în Europa. În mod asemănător, se prevede că îmbunătățirile vor duce la o creștere a cantității de mărfuri transportate cu trenul prin asigurarea unui serviciu de mai mare calitate a unei viteze superioare.